Eu n-am să comentez afirmațiile unui deputat din Parlamentul României. Pe același principiu pot și eu să-i cer domnului deputat Bulai demisia pentru faptul că nu se promovează legea de anularea recursului compensatoriu. Exact pe același motiv. Să-și dea demisia domnul Bulai că nu reușește să treacă prin Parlament anularea legii recursului compensatoriu. Acesta este motivul pentru... Eu vă spun altceva. Nu, v-am răspuns cu o întrebare, poate am fost și puțin ironic. Eu consider că sunt un om responsabil și mai mult decât atât, mă consider și un om corect și niciodată nici nu am mințit oamenii, nici n-am să-i mint și nici n-am să-i dezamăgesc. Nu voi intra în dezbateri din acestea populiste, 1. 2. V-am obișnuit și vreau să-mi păstrez același comportament de a nu face politică la primărie, ci doar administrație. Însă, dacă vreți punctual, pentru că am văzut că foarte mult ați insistat, vreau să vă satisfac această curiozitate și să vă răspund în felul următor. Din punctul meu de vedere în județul Neamț, USR-ul face politica PSD-ului. Pentru că eu nu am văzut niciodată USR-ul să atace conducerea Consiliului Județean când s-au împărțit discreționar banii, n-am văzut niciodată să atace conducerea Consiliului Județean atunci când, printr-o ordonanță de guvern, au mutat sarcina financiară de pe județ pe primăria Piatra Neamț, n-am văzut niciodată, nu știu, să... vis-a-vis de deciziile guvernamentale, n-am văzut reacții din partea USR. E doar un atac, pur și simplu, concentrat pe primăria municipiului Romană. Înțeleg că au un interes politic în acest lucru. Foarte bine să fie sănătos și eu campanie îmi fac în campanie electorală când e perioada legală de campanie. Până atunci îmi desfășor activitatea mea de primar. Bun, dar legat de acest lucru, dacă ești că primim obiectiv, dumneavoastră, din punct de vedere politic, ați avut de suferit acum câteva procente? Da, doamnă, dar eu mi-asum aceste lucruri, însă... deci, eu nu... Doamna Urdean, eu nu am un interes politic acum imediat. Pe mine mă interesează, ca om responsabil ce sunt, să gestionez o criză. Dacă vine cineva și îmi spune că pe perioada asta a crizei eu n-am asigurat apă la spitale, n-am asigurat apă în hidranți, n-am asigurat apă la dializă, atunci da, mă poți acuza de orice, că nu am gestionat prost sau că am gestionat prost această situație. Ori în condițiile în care eu am asigurat apă în toate cartierele din oraș, în condițiile în care niciuna din unitățile publice de pe raza municipiului Roman nu duce lipsă de rezerve de apă, eu zic că mi-am făcut datoria. Chiar am fost și, ați văzut, am dus și apă potabilă acolo unde ni s-a cerut acest lucru. Am creat acest centru de criză în care ne-am organizat cât mai bine pentru eliminarea inconvenientelor. Restul, sigur, mai departe, e o speculație politică, e orice, dacă vreți, orice ce se întâmplă rău într-o comunitate, indiferent că e de competența primarului sau nu, tot în capul primarului se sparge. E, până la urmă, personajul în contact cel mai direct cu cetățenii. Pentru că vă spun eu, un ministru, un președinte Consiliului Județean, un parlamentar, nu are un contact atât de direct cu cetățenii, așa cum are un primar. Și atunci, evident, poate să și contabilizeze la capitolul pierderi când apar astfel de situații, dar în egală măsură poate construi pe termen lung o relație de încredere și de parteneriat cu cetățenii din comunitate și rezultatele se vor vedea la alegeri până la urmă.